Bună ziua, dragii mei! Ne reîntâlnim să vorbim despre medicina holistică, despre energiile corpului uman și despre, astăzi, cauza bolilor. Există o cauză ascunsă a bolii? Ar întreba cineva. Sigur că da, există. Și, din păcate, nu avem acces la cauză, pentru că altfel ne-am vindeca firesc. Am ști ușor să ne vindecăm. Cum ar fi dacă ne-am propune să nu ne îmbolnăvim, de exemplu? Ce s-ar întâmpla? Păi ar trebui, în primul rând, să studiem ce anume ne-ar putea îmbolnăvi ca să prevenim acest lucru. Odată ar fi tot ce ne afectează, de exemplu, corpul fizic. De exemplu, frigul, vântul, da, ne-ar putea îmbolnăvi, curenții de aer, aerul rece, dar și loviturile directe, contundente, care provoacă fracturi, de exemplu. Până și soarele, care este în fizic, prea mult provoacă insolație, dar asta știe toată lumea, cum să ne protejăm corpul fizic. În general, știm să ne protejăm, deci, ușor în fizic, dar mai greu, o să vedeți, este cu celelalte corpuri. Este greu să fim prezenți și să sesizăm autoagresiunile mentale-emoționale din corpul mental și din corpul emoțional. Gândurile și emoțiile, de exemplu, acționează simultan. Ele sunt niște energii puternice care au impact asupra propriului corp fără să conștientizăm acest lucru. Deci ne putem răni, să zicem, cu propriile gânduri și emoții. Dar cum putem controla, ar spune cineva, aceste gânduri? Cum putem noi să le oprim sau să le controlăm? Pare imposibil. Nu este necesar și nici posibil, într-adevăr, să le blocăm. Dar putem, în schimb, cu siguranță, să le echilibrăm. Dacă corpul emoțional, de exemplu, este dezechilibrat, avem mai multe emoții în exces, de exemplu, pe o perioadă mai mare de timp, spuneam, noi ne îmbolnăvim automat. Toată lumea știe, de exemplu, că ura, care este o emoție foarte puternică negativă, duce la boală. Ficatul este cel care, să zicem, înmagazinează această emoție otrăvitoare. Dar știați și că iubirea în exces duce la boală? O emoție bună poate răni, ar spune cineva, desigur. Tot ce este prea mult sau este prea puțin dezechilibrează, de fapt, energetic corpul. Emoțiile sunt forme rapide de energie, pe de o parte reacții, de exemplu, de supraviețuire și de adaptare la evenimentele din câmpul electromagnetic, adică și gravitațional, respectiv realitatea care ne înconjoară, dar și reacții egotice generate mental ca urmare a, să spunem, schimburilor energetice, care aceste schimburi energetice sunt relaționale dintre indivizi. Să luăm un exemplu, emoția de dezamăgire, care îmbolnăvește inima. Bolile care afectează inima din dezamăgire duc la diabet, la infarct și la accident vascular cerebral. Care este cauza dezamăgirii? Este că te-ai amăgit. Adică ai investit, de exemplu, prea mult, inutil și pe termen lung în ceva ce nu merită și ai pierdut. Cam asta se întâmplă. Sentimentul interior este de tristețe profundă și acesta semnifică, de fapt, durere sufletească și afectează plămânii, care sunt de o parte și de alta a ceacrei inimii. Dacă se repetă, pentru că se repetă, că așa sunt lecțiile noastre, dacă nu le conștientizăm, ele se repetă și acest lucru poate să ducă la infarct, cum spuneam. Ce înseamnă să conștientizezi, de fapt? Înseamnă să realizezi că ai o percepție greșită în raport cu ceilalți și că tu ești acela care plusezi inutil în iubire și în relații. Te amăgești singur, cum s-ar spune, supraevaluându-l pe celălalt. Investești în cine nu trebuie. Problema este de ce alegi greșit mereu în cine investești și faci acest lucru repetat. De ce faci alegeri greșite? Răspunsul se află în subconștientul nostru. De fapt, iubim prea mult, deci nepotrivit, și avem o nevoie de a iubi, de a dărui în exces. Și în această nevoie alegem greșit. Cumva risipim energia iubirii și acest lucru se întoarce împotriva noastră. De fapt, și mai profund decât atât, energia iubirii nu circulă normal la aceste persoane, dar cum ar trebui să circule normal energia iubirii? Energia iubirii este captată din univers prin ceacre, în câmpul electromagnetic, intră în corp, alimentează cumva anahata,
chakra iubirii de sine. Și apoi, prin chakra solară, situată în plexul solar, prin Manipura, e direcționată către ceilalți în această ordine. La cei care iubesc prea mult, curgerea este nefirească, deoarece este un exces energetic în Manipura, în plexul solar, în detrimentul anahatei. Adică oamenii aceștia îi iubesc mai mult pe ceilalți decât pe ei înșiși. În chakra plexului solar, Manipura apare ca o energie în exces care blochează chakra, apare pe electrosomatograf, aici sunt pur și simplu meridianele blocate și fac diabet. Iar în chakra inimii, în anahată, este un minus de energie, de asemenea electrosomatograful arată acest lucru și pacienții fac infarct. Aceste persoane acordă o mai mare atenție celor pe care îi iubesc, ceea ce arată un spirit de sacrificiu, dar și o subestimare a propriei persoane, o stimă de sine descăzută, pentru că se neglijează pe ei înșiși. De fapt, nu se iubesc și nu au încredere în ei. Acest tipar se formează în copilărie greșit. De exemplu, dacă copilul nu este apreciat și nu îi se cultivă încrederea în sine de către părinți sau de către cei de la școală, iată deci care este originea bolii, o lipsă de autoapreciere și o lipsă de validare a sinelui superior. Iată cum dezamăgirea există fundamental, de fapt, în ei înșiși, de aceea se reflectă în ceilalți. Toate situațiile, toate experiențele de dezamăgire care urmează, repetate, deci, sunt lecții care le vorbesc de propria lor dezamăgire, autodezamăgire, care nici măcar nu este reală, este doar o percepție greșită despre ei înșiși. Bine, dar ce e de făcut? Cum se repune traseul energetic într-o curgere corectă, corectă firească? Acești oameni trebuie să se cunoască în primul rând mai bine, să-și cunoască, să-și valideze propriile performanțe. Deci munca este de dezvoltare spirituală, de autocunoaștere a propriilor abilități, latente în ei înșiși, nebănuite, nedezvoltate. De fapt, sunt buni și nu știu. Nu conștientizează cât de valoroși sunt. Valoarea lor este dată de valoarea sinului superior divin, deci noi venim oricum cu valoare, Dumnezeu ne face așa ceva, deci este vorba și de nivelul lor de credință aici. Pun la îndoială, de fapt, lucrarea lui Dumnezeu în ei înșiși. De aceea, fundamental, se cred inferior și că, deci, nu merită să se iubească. Așa că îi apreciază mai mult pe alții și se sacrifică pentru ei. Am văzut astăzi cum o perturbare, o eroare a curgerii energiei iubirii duce la boli și încet încet am ajuns să înțelegem ce stă în spatele acestui raționament greșit. O altă cauză a bolii poate fi de natură sufletească, atunci când este afectat corpul sufletesc. Pentru aceasta trebuie să analizăm și să fim prezenți la sufletul, la inima și la spiritul nostru. Aceste componente funcționează unitar, dar ele sunt separate. Sufletul este legat de conștiință, mintea sufletului, și conștiința este o energie înaltă, divină, cu care noi ne naștem și pe care când ne încarnăm, noi venim aici să o dezvoltăm. Acesta fiind și sensul vieții pe pământ, dezvoltarea acestei conștiințe. Toate eforturile noastre, toate încercările noastre, toate eșecurile noastre și realizările noastre în același timp șlefuiesc conștiința noastră, o elevează. De fapt, sufletul acumulează amintiri și experiențe pe care le ia cu el când părăsește lumea fizică. Datorită naturii divine, înmagazinează speranțele și credința noastră care asigură busola sufletului și echilibrului sufletesc. Sufletul trebuie să rămână intact datorită șocurilor emoționale din diverse situații, o să vedeți, și experiențelor traumatizante, el poate deveni fracturat sau poate pierde fragmente din el însuși. Acest lucru se întâmplă în situații neașteptate, de exemplu cum ar fi moartea cuiva drag sau trădarea cuiva drag foarte apropiat sau trădarea de sine. Când iubești prea mult, cum a fost situația de mai sus, pe ceilalți în special și mai puțin pe tine, fără să fii responsabil să te iubești și pe tine, este o trădare de sine, de fapt. Această conștientizare a respectului, a iubirii și a încrederii în tine însuți este fracturată sau este pierdută la aceste persoane. E ca și când sufletul tău are o fereastră întunecată, el fiind foarte luminos, are un fel de rană sufletească, adică este bolnav.
Leziunile de la nivelul sufletului pot genera pierderi de energie și de vitalitate imense. De aici foarte multă oboseală și deznădejde. De aceea trebuie să le conștientizăm, să înțelegem că uneori problema nu este de natură fizică, cum am învățat, sau de natură mentală, cum am crezut la un moment dat, ci și poate fi și de natură sufletească. Dacă sufletul nostru este deteriorat, noi suntem vulnerabili și deci nu putem lua decizii în viața noastră atâta timp cât suferim. Este nevoie să reîntregim, deci, sufletul ca să fie intact pentru călătoria de dincolo sau pentru a avea forță spirituală aici pe pământ. A doua componentă a părții sufletești, inima, este locul unde ne coborâm mintea ca să luăm decizii din conștiință, spațiul sacru al inimii, de exemplu, de unde noi vindecătorii vindecăm. În inimă se află sediul iubirii, sediul compasiunii și al bucuriei. Poate fi sufletul intact dacă inima e rănită și deci nu mai poate ghida sufletul care se simte confuz, se simte dezorientat. Când nu știm ce să facem, noi ne întrebăm întotdeauna inimile noastre ce să facem. Ele sunt sediul tuturor intențiilor noastre bune și întotdeauna au un răspuns pentru noi. O inimă puternică poate susține un suflet fracturat până la vindecarea lui. Spiritul, a treia parte a componentei sufletești și ultima, este legat de voință și de puterea de a lupta a fiecăruia dintre noi abilități câștigate în încarnările anterioare și, bineînțeles, în viața pe care o trăim. Nu există două răni sufletești la fel. Suntem unici în experiențele noastre, dar compasiunea, în special pentru noi înșiși, le vindecă pe toate. În concluzie, dragii mei, cauzele bolilor sunt profunde și de aceea trebuie să învățăm să le conștientizăm, mai ales experiențele noastre de viață și să evităm să greșim, să învățăm din greșeli. Vă invit să vă dezvoltați spiritual. Vă invit în București, unde facem consultații de asemenea de medicină holistică, consultații cauzale, cum spuneam, să învățăm împreună, să ne menținem sănătoși. Ne vom revedea în curând!